Mă, când îmi vorbești, da. Salutări, Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. Ce-mi place cât entuziasm ai că nu știu despre ce vorbim. În episodul din această seară, habar n-avem despre ce vorbim, așa că vom lua random unul din produsele pe care le-am testat îndelungat ca să ne dăm seama ce e cu ele și să vă învățăm dacă e bine să le cumpărați sau nu. Avem aici, de la Deja Vu, DG180 TC Box. Viața mea, D7. Uite că am mai uitat niște litere. Deci, nu e viața ta, e viața mea. Poți să-mi spui de ce ai tu modul ăsta fără Deja Vu pe el? Cum poți să fii atât de... Nu zic nimic, dar pune niște bipuri ca să înțeleagă oamenii ce vreau să transmit. Deci modul ăsta nu este la review, mi l-am luat eu când place. Și edita mai cutia pentru că lor le place să dea cutii. Da, mă, Adrian ăsta de le face și da. Review-uri ca și noi. Și el a zis așa: frate, cum să le dai la oameni un atomizor în pungă sau într-o cutie de aia chinezească de căcat pe care o aruncă? Nu? Și e corect. Și zic, frate, o husă, o ceva acolo, că oricum e super ieftin o husă de asta în China. Whatever, nu? O, și atomizoarele și toate modurile, toate. Celălalt mod mecanic de la Deja Vu vine într-o husă frumoasă cu niște accesorii. Dacă atomizorul Deja Vu, tankul ăla sau dripperul Deja Vu, pe care îl vedem acum, da, venea cu un stand frumos, e bine, ăsta vine cu un breloc. Ai văzut brelocul acolo? Da. Bine. Ecran color, electronică de la Asmodus, nu prea am ce zice foarte mult, arată super, super modul, n-am. Chiar n-am ce să spun, mi-a plăcut, l-am luat, ce să mai. Îți place vopseaua? Nu e vopsea, că e plastic, dintr-o bucată. Asta e culoarea plasticului. E texturat, nu? Da, e grippy. Grippy? E grippy. Da. Calitatea finisajelor pare a fi una foarte bună, construcția pare a fi una foarte bună. Ușița, dă să văd ușița. Bă, stai, e strong, stai. Strong, dar tot nu, mie nu-mi place genul ăsta de ușă. Încă nu e ce trebuie. De ce nu i-a pus de aia pe magneți? Că e culisat tot ăsta. Merit batteries without damage only. Baterii măritate. Uite un prim lucru. M-am mai surprins un prim lucru la modul ăsta. Onest, 180 de W. Frate, doi da, acumulatori. E electronică de la Asmodus. Sunt bordurile lor, nu fac 400 de W. Frate, corect, ce corect e corect. Ce corect e corect. Unde e plus minus? E cu touch. Pe display-ul ăsta mic? Da, slide și îl deblochezi, click pe W, cum descrie 80 acolo. Bă, ești plus minus. Da, cu touch-ul te obișnuiești. Aparent la prima vedere, pentru că e mic, pentru că am eu crănați în loc de degete. Nu știu, am văzut și pe minikin. Prima dată, prima săptămână, mie mi s-a părut că merge prost. Dar după aia, eu chiar n-am mai avut nicio problemă să-l testez în prima. O fi făcut focus pe el sau arăt ca un idiot? Dacă arăt ca un idiot, asta e. Da, dar am încercat, a fost așa. Ecran, pe Instagram. Ecran color. Nu foarte mare, mă așteptam să fie puțin mai mare ecranul. Nu știu, în mod, în minikin V3, care e un mod cu o formă puțin ciudată, are tot electronica asta. Sincer, nu vreau să mă gândesc cum arată ecranul ăsta atât de mic pe modul ăla care e mare. Bă, nu știu cum arată, dar electronica lovește ok. Lovește ok, da. Bă, lovește ok. Ce să... Bații sunt corecți, putea stă să bine fie... în mână. Putea și să fie ceva? Electronică și de bă, da, ring, oie, mai știu putea. Ce. Bă, îmi place asta. Asta? De agățat. Cât, nu de agățat, îmi place cum se oprește aici. Uh-huh. Deci, aici. Bă, e extra aproape poți să-l ții. Adică îți dă un alt bă, nivel dacă de siguranță. Un tank mai grav, mai mare pe el, el le echilibrează mai bine. Da, mă, dar oricum tot se sprijină mișto aici. Uh-huh. Bă, uite un feature foarte mișto. Sigur, nu e mișto să-l bagi în buzunar. Bă, dar ești îmi place cum stai așa. Nu ți-am spus cât costă. Nu, costă mai $150, cât costă? Nu, no, 90. Ei, $90. Bă, ce mai e $90 în zilele noastre? 3... Ce ții de $90? 3 dale, apoi Smecher X300. Păi vezi. Nu, no, e scump. Frate, dar îți dă și o cutie. Păi, poți să-ți cumperi cutii dale. E bine că o primești. Arată bine, modul... În opinia mea face banii. Nu mai erau. Și cum e plasticul ăsta așa, îmi place că nu alunecă. Uh-huh. Chiar dacă îți transpiră mâna sau ceva, și fii atent, dacă curs niște lichid mai devreme, să știi, curăță foarte frumos de pe suprafața inițială, că texturat așa rămâne urât. Dar rămâne ok. Blană! Blanao. Am observat aici niște chestii pe spate și o să vă... O fac eu o poză și vă pun ca să o vedeți.
când a fost turnat, bucata asta are niște imperfecțiuni pe aici, pe undeva. Dacă te uiți în mișcă-l așa puțin. Dar nu e imperfecțiune, așa e meant to be. Așa e forma. Are un ridge aici. Da, mi se pare că e imperfecțiune. Nu, așa ar trebui să fie. Imperfecțiunea era dacă aici, unde a fost mulajul, da, aveai tezgâria. Nu te zgârie. Nu te zgârie, dar se vede puțin acolo. Se vede un pic, dar nu e imperfecțiune. E cât se poate de corect. Bă, 90 de dolari. E cam mult. Da, dacă ești handicapat ca mine și ai două branduri preferate toate, unul e Asmodus, al doilea e Adrian Lo. Trebuie să le iei. Am crezut că are butonul aici. Nu. Și era foarte interesant să aibă butonul aici pentru că e perfect. Nu, dar are butonul aici și de-aia îl ții așa și după aia trebuie să-l întorci ampulea cumva așa. Doar în cazul în care ai mânuțe ca ale tale. Da. Pentru că eu n-am nicio problemă să-l apăs așa. Nicio problemă. Da, dar nu e făcut să-l apeși așa. Poate, uite, îmi vine natural, adică aici îmi vine să-l apăs. Uite. Foarte bine. Foarte bine butonul. Mm. Știi ce n-am făcut? N-am închis geamul ăla din spate și o să audă telespectatorii toate mașinile alea care camioane. Merg. Camioane. Păi, dar noi filmăm sub Piața Romană. Al dracu microfonul ăsta pe noi de la un metru ne aude încet, dar microfoanele alea și fâșiitul când tragi, bă, l-aude... Pe care gain. Poate e microfon de busuri, știi? Poate filma oia busuri cu el. Rode dracu să-l pieptăne. Am mai dat și o târlă de bani pe el. Modul foarte frumos, cam scump, electronica decentă. Clicul frumos. Clicul aici. Frumos, finisaje frumoase, nimic de zis, nimic de spus, că oricum nu se găsește în România. Dar dacă vă încântă, puteți să-l cumpărați. Poate pe Fastex ar putea să fie puțin mai ieftin, dar cu vreo 5, 7, 10 dolari maxim. O, mai bine îl caută pe Gearbest, că la Fastex sigur plătești vama. Și sigur te duci la vama. Și la Gearbest. La Gearbest ce am luat eu, mi-au venit acasă la Gearbest. Erau mărișoare? Nu. De asta. Uite, noi ne-am luat chestia aia de filmat close-up-uri, care e o cutiuță atâta. Trebuie să meargă Google la vamă. Da? Da, să vă muiască. Păi sui? Păi să eu, vă muiască. Vă muiască. Da. Asta e. Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Nu uitați să ne urmăriți pe social media, inclusiv linkul de pe stradă și linkul de PayPal, care mai nou sunt puse pe un fundal alb și se văd mare pe centru. Și avem și Facebook și Instagram și le spunem calm și rar ca să se vadă. Să apară toate pe rând și frumos. Frumos. Calm. Toate cele bune. Vă pupăm, pa! Pa! A, nu! Stai! Stai! Care a fost cel mai scump mod pe care ți l-ai luat? Scrieți-ne în comentarii! Mamă, păi fii atent! De ce îmi vine minte acum? A. Îmi vine minte doar Gigi TS-ul ăla de 400 de lei firariel al dracu să fie. Bă, și cât m-am rugat de tine să nu-l cumperi pe ăla? Ia pune poză cu clona de GGTS. Mamă, 7 milioane ai dat, 8 milioane, cât ai nu, dat? Nu, 400, dar era redus. Era redus de la 8, 7, ceva. Nu știu de la... O țevete! O țevete și o țevete proastă. L-am stricat, l-am băgat în mine. Asta ce să faci?